În ultimii ani, rare ori s-au întâlnit jocuri la care să nu existe vehicule. Fie că este vorba de FPS-uri, jocuri adventure sau MMO-uri, toate au acum metode de transport pentru personaje, ce câteodată dublează ca instrumente eficiente de ucis. E ca și cum ai putea să ai tortul și să omori pe cineva violent sub roțile sale. Nu putea fi un subiect mai bun pentru o emisiune top în lumea întreagă. Așa că puneți-vă centurile de siguranță, călcați pedala și pregătiți-vă pentru impact. Începe top 6 cele mai tare vehicule din jocuri. De ce 6? Pentru că nu știu în ce direcție ar fi viteza 7-a, a 6 este oricum cea de top, iar la 5-a nu se uită nimeni. Înainte de a începe, trebuie menționat un lucru. Termenul de vehicul este folosit în acest context pentru a descrie o mașină cu sau fără roți, ce are contact cu solul în timpul mersului, sau care poate funcționa la nu mai mult de o jumătate de metru de sol. În alte cuvinte, un aeroglisor se încadrează, Argan One sau SS Normandy? Nu. De asemenea, acel vehicul trebuie să fie pilotat de cineva, așa că fără construcții autonome sau niveluri care chipurile ar fi vehicule. Mă uit la tine, MDK. Locul 6. Battle Force Tank. Nu sunt sigur cât de mulți oameni din lume țin minte Recoil, dar era un joc destul de amuzant, în special pentru că jucătorul se afla în controlul unui tank, dar nu un tank de zi cu zi, ci un Battle Force Tank, un BFT experimental capabil să se adapteze la orice situație. Dacă acest tank ar fi un actor britanic, ar fi o combinație între Sean Connery, Hugh Laurie, Simon Pegg și Patrick Stewart. Pe lângă faptul că are o sumedenie de arme la dispoziție, precum mortiere, mine, rachete, napalm nucleare și altele, acest vehicul este capabil să facă ceva ce niciun alt tank nu poate. Se transformă, dar nu într-un robot, asta ar fi prea simplu, prea american. Se poate transforma în schimb într-un aeroglisor, o navă anfibie și un submarin. BFT-ul este un instrument militar sofisticat și foarte puternic, dar nu se află mai sus pe această listă pentru că duce lipsă de anumite lucruri, cum ar fi prezența într-un joc de care să fie auzit oricine în ultimul deceniu din lume. Locul 5. DeSoto. Există o dezbatere surprinzător de detaliată și de lungă dedicată mașinii ce se află în poziția duo-ului Sam și Max. Unii spun că este un DeSoto Adventurer produs între anii 1956 și 1960 de către Chrysler. Alții spun că ar fi un DeSoto Fireflight produs pentru prima oară în 1955, fiind echipat cu un motor V8 capabil să genereze 255 de cai putere. Dar dilema mai mare este dacă mașina văzută în sezoanele produse de către Telltale Games este aceeași ca din Hit the Road. Sunt teoric ar fi aceeași, mașinile de soto având prostul obicei de a rucini din cauza unui defect al metalului ce a fost prezent într-o mare parte din mașinile din acea perioadă produse de Chrysler, astfel explicându-se dispariția plafonului. O altă ipoteză este că Max l-a mâncat. Ar putea fi și o altă mașină, conform menționării din primul sezon că Max ar fi făcut ceva mașinii vechi, dar indiferent câte mașini au fost, Sam și Max au preferat mereu un DeSoto clasic. Orice mașină capabilă să țină măcar preț de un joc pasul cu Freelance Police este demnă de a fi în acest top. Nu numai asta, dar la un punct a devenit posedată de un suflet demonic din iad, căpătând abilitatea de a merge de una singură. În starea aceasta însă, probabil va face mai puține daune decât dacă ar fi fost Max la volan. Locul 4. Jeep-ul. Bun, nu este vorba de orice Jeep, ci de unul anume, unul ce își face aparția într-un joc numit Off-Road Velociraptor Safari. Acum, în acest joc, dacă vă vine să credeți sau nu, luați controlul unui velociraptor care încearcă să-și vândă proprii semeni pentru a-i vinde unei corporații alimentare din viitor. Face asta folosind un chip, care din câte au spus producătorii, este făcut din metal și răutate pură. Lucru evidențiat atât de craniul de triceratop din spate, cât și de buzduganul gigantic ce atâne în spatele lanțului foarte, foarte lung ce se extinde din acel craniu. Buzduganul apoi poate fi folosit pentru a omori și prinde velociraptori ce sunt duși la porțile temporale. Conceptul acestui vehicul reușește să combine o simplă mașină banală de zi cu zi cu ceva atât de extraordinar de bizar încât își merită un loc în acest top. Locul 3. Manta. Da, când a venit vorba de alegerea unui vehicul pentru acest top, seria Unreal Tournament a venit în minte ca una din sursele posibile pentru o intrare a listei. Și atunci a început peripeția de a decide care mașină să intre în acest top. Goliath nu, pentru că este doar un tank. Scorpion ar fi fost amuzant, dar nu.
Dark Walker nu, deși este destul de impresionant, există câte un tripod în fiecare joc din ultimii ani. Leviathan ar fi fost una din opțiunile cele mai tentante, dar chiar și acest folos spălește în fața aeroglițorului numit Manta. Vă puteți gândi la ea ca un fel de viespe furioasă. Indiferent cât de mare este ținta, cât de bine înarmată și cât de bine protejată, va găsi o metodă să o înțepe, iar venul ei este de obicei mortal, fiind destul de agil să se învârtă în jurul vehiculelor mai mari la o viteză superioară celui care acestea pot ținti. Face Manta o unealtă ideală pentru luptele cu alte mașinării, iar în ceea ce privește pietonii, nu au nicio șansă. Când Manta se lipește de sol, va secera orice îi stă în cale. Un vehicul compact, rapid, agil, mortal pentru om și tank. Locul 2. Mad Cat. Fără îndoială, cel mai popular mech al tuturor timpurilor, Mad Cat este unul dintre cele mai puternice vehicule de luptă din universul Battletech. Apare chiar pe sigla aniversară de 20 de ani a francizei. Numele de origine al acestui mech este Timberwolf, dar a fost numit Mad Cat de către sfera interioară pentru că atacă o combinație între un Marauder și un Catapult. Ambele sunt mech-uri capabile, dar sunt inferioare complet în fața unui Timberwolf, acest titan de 75 de tone construit pe un șasiu de tip W3 din Endoțel, cu armură compozită a 2 feruri fibroase și un motor Starfire 375XL capabil să propulseze întregul ansamblu la o viteză de 86,4 km pe oră. Acest omnimec a fost dezvelit pentru prima oară în anul 2945 și a fost mândria clanului Wolf, fiind construit exclusiv de către aceștia pe planeta aproape sacră, Strana Mekti, unde Nicolas Kerensky a format clanurile în anul 2018 după ce a părăsit lumele Pentagon. În primele lupte cu sfera interioară și-a dovedit eficiența, semănând teroare între inamicii clanurilor, ceva ce era de așteptat având în vedere costul său de 24 de milioane de Seabells, dar pentru o asemenea eficiență, cu acest stil și acest pedigree, nu pot spune un preț. Locul 1. Red Eagle. Carmageddon a fost titlul care a dat tonul pentru o generație întreagă de jocuri, precedând chiar și seria Grand Theft Auto cu 3 luni, iar mașina cărei imagine este legată fără drept apel de serie este Red Eagle. Da, ce poate fi mai distractiv decât să stai la bordul unui bolid, ce arată ca un Ferrari construit în adâncurile iadului cu singurul obiectiv de a omorî orice îndrăznește să calce pe șosele. Nimic, absolut nimic. Zburând pe șosele, pe acoperișuri, printre pietoni, prin oponenți, auzind scârțitul de roți de la fiecare start furat, trosnitul caroseriei la fiecare impact, este echivalentul ascultării unei redări a operii Ride of the Valkyries, la care orchestra este compusă numai din motoare V8. Cu adevărat, Red Eagle este cel mai tare vehicul din jocuri din lume. Și cu această bombă încheiem emisiunea din această seară.